Salutare! După câțiva ani de utilizare, bine, nu intensiv, așa la lucruri, mai pe acasă așa, un alta. În general la înfiletat, la găurit cu spiral conic, mai un plastic, mai un perete de fibră de sticlă de 2-3 mm. Nu știu dacă am folosit-o la lucruri prea complexe, însă a costat vreo 70 de lei când am cumpărat-o. Este un SKT Power Tools. Power Tools, da? Model Z1J-HW-10 de 280 de W. Coturație între 0 și 780 pe minut, maxim fi 10, intră în capăt, în mandrină. Am cumpărat-o pentru că am avut anterior una cu acumulatori, o filetantă cu acumulatori și tot așa nu prea am folosit-o și m-am trezit când am avut nevoie că nu mai țin acumulatorii. Și am decis să cumpăr una cu fir. Vreau să spun că asta cu fir, când am pus mâna să o probez în magazin, m-a surprins că nu puteam să țin mandrina, să o blochez. Deci are forță la 280 de W cât are ea și un brand necunoscut. Bine, firul a fost toată reparat aici că s-a rupt. Nu are un cablu de calitate superioară, dar la vreo 70 de lei sau cât am dat eu pe ea, am fost foarte mulțumit. Acum, de ce filmez acest video? Pentru că tocmai am constatat că nu merge ambreiajul, sau cum îi spune, ambreiajul. Cârlie, da, vedeți aici nu e poziția 1. Aici e poziția 1, de aici undeva la poziția 6 ar fi poziția 1. Și atunci o să desfac. Aici se blochează, nu pot să țin cu mâna, da? Și o să desfac să văd și eu cum arată înăuntru și să văd dacă pot remedia ceva aici, dar având în vedere că aici e până într-un milimetru distanță față de carcasă și aici sunt vreo 2 mm sau depășit de 2 mm, atunci ceva s-a uzat și probabil s-a stricat și va fi iremediabil sau de înlocuit, ceea ce, fiind un nou name, nu va fi posibil. Dar hai să vedem ce are înăuntru. Acum nu știu dacă acest ansamblu va trebui scos prin mandrină. Ia să vedem. Îi dăm pe lăsime tare. Aici are un șurub și s-ar putea ca șurubul ăla să necesite desfăcut ca să scot mantin afară, să scot tot ansamblu. Dar o să vedem în continuare. Bun. Am desfăcut jucăria. Se pare că trebuie desfăcut prin față ca să pot să scot aici sistemul ăsta de ambreiaj. Însă nu am reușit să fac șurubul în interior, nici cu șurubelnița, nici cu filetanta asta, care are forță foarte mare, 54 de Nm. Și s-a sficuit capătul șurubului, adică nu mai agață șurubelnița. Deci, în concluzie, când se defectează, la gunoi, când se defectează de tot. Nu este altă soluție. Și am constatat că are niște scurgeri de vaselină pe aici. Aici s-a rupt marginea la o gaură unde intră aici. Deci intră chestia asta, forma asta dreptunghiulară, intră în gaură și este ruptă. O să o lipesc cu un adeziv din acesta, care știu sigur că este foarte rezistent. Aici am
zona de legături, am mai reparat-o odată când s-a rupt firul, cum spuneam anterior. Deci, în concluzie, când se strică o sculă de asta, la gunoi. Deocamdată mai merge, dar să vedem cât. Deci, am făcut o investiție bună. Am uitat să vă spun o chestie la care m-am gândit și n-am găsit un dispozitiv care să facă acest lucru și vă explic și ce anume. Acest reductor, dacă nu se va strica înaintea ori mașinii, adică părții electrice din interior, voi folosi acest reductor pe post de dublu reductor. Voi tăia axul motorului, adică mai exact al rotorului, îl voi introduce în capul acestei filetante de 54 de newton și apoi îl voi introduce aici în fantă și din 1000 de turați sau cât are asta, îmi va reduce probabil la câteva zeci și îmi va multiplica forța aia de 54 de newton, voi ajunge probabil la 100 și ceva sau poate mult mai mult aici, în capăt. Bineînțeles, trebuie să reziste și ansamblu. Eu doar încerc. Nu înseamnă neapărat că va da și rezultat, dar în schimb, un astfel de dispozitiv nu am găsit pe piață. Chiar m-ar fi interesat și vă spun și de ce. Pentru că, să spunem, ai nevoie să strângi un șurub pentru lemn de 20 de centimetri lungime, de 8, de 10 și n-are forță ori mașina care o ai sau filetanta care o ai și cumperi pur și simplu un reductor. Pentru că dacă nu lucrezi periodic sau zilnic sau suficient de des, să merite să cumperi o mașină, o filetantă cu percuție sau mai știu eu cu ce, ca să aibă atâta forță, ai putea pur și simplu să cumperi acel gen de reductor la care mă refer eu și ai acoperi o plajă mai largă de activități. Spor!